Salutare, sunteți pe canalul Clipe Croșetate și astăzi am să vă povestesc și am să vă arăt cum putem lucra o bluză deosebită, o bluză elegantă, feminină, care pune în valoare silueta noastră și care poate fi asociată ușor cu alte articole din garderoba noastră clasice sau mai puțin clasice, mai casual, chiar și cu blugi, această bluză poate fi purtată. Se lucrează relativ simplu, veți avea un tutorial în care am să vă arăt cum se lucrează desenul, cum procedăm atunci când lucrăm circular cu rânduri pe față, rânduri pe dos, am să vă explic ulterior cum lucrăm dus întors, cum procedăm aici, cum am lucrat mâinicile, deci tot am să vă arăt. Deci este un tutorial făcut cu dragă inimă pentru voi și vă îndemn ca fiecare informație pe care o găsiți la mine pe canal să o folosiți în folosul vostru și cu un gând bun trimis către mine. Această bluză este lucrată pentru o mărime S. Aici am folosit două croșete. E vorba de o croșetă de 3 mm cu care am lucrat partea de corp și mâinicele și una de 2 și 5 cu care am lucrat bordurile de la mâinică. Aceste două rânduri de final le-am lucrat cu 2 și 5. Pe când am prelucrat decolteul cu una de 3 mm și aici jos, respectiv tot cu 3 mm. Deci voi veți adapta în funcție de firul pe care îl veți folosi, veți adapta și croșeta. Desenele pe care vi le prezint astăzi se așează foarte bine pe diferite fire. La mine aici, în ambele cazuri, este un mix din bumbac cu acril. Este o compoziție super tare pentru proiectele vestimentare. Ulterior, din tutorialul să aflați cu câte ochiuri am început, care este procedeul de lucru, în total câte grame de fir am folosit și așa mai departe. Deci sunteți invitați să vizionați acest tutorial cu răbdare și cu motivația de a realiza ceva frumos 100%, pentru că într-adevăr este o bluză elegantă, fină, deosebită. Deci dacă voi vreți să aveți în garderobele voastre o bluză care să vă reprezinte feminitatea și pe care să o purtați de fiecare dată cu o plăcere așa mai deosebită, atunci vă invit să lucrați această bluziță alături de mine. Haideți să începem! Deci începem proiectul de jos. Uitați că la mine sunt deja câteva rânduri lucrate. Lucrez cu o combinație din bumbac cu acril, este un fir subțirel și pentru el am ales o croșetă de 3 mm. Folosesc un desen destul de simplu, dar care arată foarte bine pe acest fir. Deci recomand dacă aveți un fir subțire să-l folosiți la acest desen pentru că elementele sunt extra fine. Prin urmare, orice început de proiect presupune o anumită problemă pentru unii și anume numărul de ochiuri. În cazul dat avem un raport pentru desen și anume de 6 ochiuri. Deci voi trebuie să luați ochiuri de lanț și să le înfășurați în jurul corpului, acolo unde aveți cea mai mare circumferință. Măsurând în acest mod, am ajuns la cifra de 192 de ochiuri, respectiv din ele o să obțin 32 de grupe sau de rapoarte sau de motive, cum vreți voi. În plus, acest desen un pic se strânge, de aceea încă 10, undeva 10 ochiuri sunt mai adăugați peste cele care ar presupune circumferința voastră și vedeți că numărul total de ochiuri se împarte la 6, că numai așa o să reușiți să așezați elementele frumos. Ca să-mi fie mai simplu să construiesc mai departe desenul, fiind un fir subțire, am făcut primul rând din piciorușe duble consecutive, pe care cred că fiecare știe să le facă, și nu am făcut fir mari. Și am închis într-un cerc, da? Le-am realizat aceste piciorușe consecutive și am trecut la desen. Eu o să continui să lucrez, dar am să vă dau explicațiile așa încât să puteți și voi lucra pornind din acest punct. Și anume, la noi desenul este format din picioruș scurt, deci voi ați închis ochiurile de lanț într-un cerc, ați făcut un rând din piciorușe duble și trecem la desen. Deci un ochi de lanț, picioruș scurt, jeteu, săriți două ochiuri și în al treilea lucrați o grupă din 5 piciorușe duble. Toate aceste 5 le lucrăm în același ochi. Și obținem așa un fel de
mini evantai. Iarăși sărim două ochiuri la bază și în al treilea lucrăm piciorul scurt. Asta este tot ce trebuie să facem. Iarăși jeteu, sărim două ochiuri și în al treilea lucrăm o altă grupă din 5 piciorușe duple. Variații din astea sunt foarte multe. Variații de desene cu astfel de elemente. Eu am ales această variantă și de mult îmi doresc să-mi fac o bluză cu astfel de desen, pentru că este foarte elegant și foarte fin în același timp și nu este nici foarte dantelat și nici foarte rigid. Adică este anume situația care îmi convine. Iarăși sar două ochiuri, realizez piciorul scurt. Deci în primul rând asta și facem. În funcție de numărul total de ochiuri veți avea un oarecare număr de motive. Deci la mine au ieșit 32. Deci noi lucrăm circular, dar dus întors, tocmai pentru a avea acest efect frumos, însă desenul se poate lucra și cu toate rândurile pe față, inclusiv se poate adapta și pentru un proiect început de sus, da, cu acele patru colțuri de creștere. Deci continuăm până finalizăm toate ochiurile. Deci la final de rând, o să încheiem tot timpul. Deci avem ultimul piciorul scurt făcut în cel de-al treilea ochi de lanț și mai avem de făcut un punct alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț cu care am început rândul. Și am încheiat. Deci, deși la mine sunt lucrate câteva rânduri, situația explicată până acum este pentru inclusiv și rândul 1 din desen. Deci, un ochi de lanț, nu, fără el. Deci, în acest moment întoarcem lucru. Deja eu revin pe față. Fac un punct alunecat imediat alături în vârful piciorușului scurt din rândul anterior. Aceste elemente rând de rând se intercalează, astfel încât acolo unde avem piciorul scurt vom lucra grupa din 5 piciorușe duble, iar în vârful unei grupe din 5 piciorușe duble o să lucrăm un piciorul scurt. Atâta tot. Este foarte simplu, dar are un efect deosebit. Deci nu neapărat trebuie să folosim elemente super complicate ca să avem un rezultat frumos. Deci vedeți, în vârful grupei am făcut piciorul scurt. Iarăși, vin în dreptul piciorușului scurt, deci este aceeași situație, se sar două ochiuri și vreți voi sau nu vreți, vă aflați în vârful piciorușului scurt din rândul anterior. Și în vârful lui lucrați 5 piciorușe duble. Și așa procedăm de fiecare dată. Faptul că lucrăm un rând pe față, un rând pe dos, ne permite să avem îmbinarea de rânduri mereu în același loc și ea este invizibilă. Eu imediat am să vă arăt. Iar ulterior această îmbinare de rânduri, ea, deci uitați, capătul de fir, vedeți? Și îmbinarea de rânduri, iată, este aici. Și cred că sunteți de acord cu mine că nu se vede. Deci, ulterior această îmbinare de rânduri o să o potrivim într-o parte sau în alta. Deci, pe lateral ea o să fie, deși nu se vede, dar o să o potrivim la unul din spațiile de la sub braț. Da? Acum, în funcție de ce veți lucra, lucrăm mai departe, rând de rând, repetând pașii pe care vi-am arătat. Așa, deci eu am continuat să lucrez până în momentul în care, la mine, acum, în mod normal, trebuie să înceapă decolteul, pentru că vreau un decolteu în V și îl vreau adânc. Deci, imediat ce am ajuns în momentul în care trebuie să o formez decolteul, deci eu deja am tăiat firul, așa cum lucram în mod normal, am tăiat firul, deci dacă vreți în centimetri, vă zic imediat. Deci am 25, un pic peste 25 de centimetri. O să continui câteva rânduri încă să mai lucrez integru, adică și cu partea din față și cu partea din spate, fără să fac separare până când, dar o să o formez și decolteu.
Toate aceste momente diferă de la o mărime la alta, fiecare trebuie să măsoare, să probeze și abia după să facă aceste manipulări. Scopul meu este să vă arăt cum se fac, de fapt, aceste manipulări, dar în momentul în care să le faceți sau să nu le faceți, deja depinde de voi. Pasul următor este să împărțim exact în jumătate. Deci dacă eu am 32 de grupe, practic ies cu 16 grupe pentru față, 16 pentru spate. Dacă este nevoie să lăsați și loc liber la sub braț, lăsați. La mine o să fie exact în jumătate. Acum, partea din față cu cele 16 grupe, îi găsesc mijlocul. Iată, eu l-am marcat. Deci din acest punct o să meargă decolteul. Nu pot să-l realizez decât făcând scăderi odată la 2-3 rânduri în funcție de situație. O să încep peste un rând să fac. Deci, practic, acest punct reprezintă mijlocul viitorului decolteu. Prind firul din grupa alăturată. Vedeți, eu m-am oprit la un rând pe față. Acum trebuie să lucrez un rând pe dos și efectiv mă prind cu firul aici, în vârful grupei. Deci am prins firul de croșetă și mă prind în vârful grupei. Iată, am un picioruș scurt. La final de rând o să am picioruș scurt aici. Această zonă deja rămâne neatinsă. Continu mai departe să lucrez desenul. Deci, practic, nimic nu se schimbă decât doar aici, în față, unde eu am planificat acest decolteu. Deci, practic, eu continuu să lucrez elementele mele în mod normal, pentru că v-am zis eu încă nu separ pentru față-spate. Și, respectiv, am să vă arăt cum finalizăm deja rândul și cum îl începem pe celălalt. Deci, indiferent când o să faceți aceste manipulări, o să le faceți așa cum vă arăt eu. 5, 1. Deci am început cu un piciorul scurt, acest sector rămâne neatins pentru că este mijlocul viitorului decolteu și o să finalizăm cu un piciorul scurt de cealaltă parte. Așa, uitați că ajung la finalul rândului cu un piciorul scurt. Mai departe, celălalt rând începe cu 3 ochiuri de lanț, întorc un lucru. Deci în acest rând eu scădere nu fac și astfel o să lucrez doar o jumătate cum ar fi din element, adică o să fac încă 2 piciorușe duble aici și atât. Și uitați că aici fac 3 și la final de rând, tot în acest punct unde am piciorul scurt, o să fac 3 piciorușe duble. Deci, practic, situația este egală, cum facem într-o parte, așa facem în cealaltă și continuăm pe toată suprafața articolului până când deja ajung să împart partea din față și cea din spate. Din moment ce am făcut elementul, aici fac piciorul scurt și continui deja fără schimbări. Iată, m-a ajuns iarăși la final de rând, uitați, am făcut ultimul piciorul scurt și am de făcut acele 3 piciorușe duble, aici unde am ultimul element din rând, agăț 2 bucle și lucrez 3 piciorușe duble. Și am aceeași situație ca și la început de rând, vedeți? Acum trecem la rândul următor, un ochi de lanț, întorc și aici realizez un singur picioruș scurt. Mai departe găsesc piciorușul scurt, realizez elementul normal, adică 5 piciorușe duble. Mai departe, piciorul scurt și repet elementele, iar la final de rând, uitați, în ultimul picioruș din aceste 3 o să fac un picioruș scurt.
Așa, deci am finalizat rândul și etapa următoare este să împart partea din față și cea din spate. Respectiv, mi-am pus marcaje suplimentare de o parte și de cealaltă, ca să-mi fie simplu, să nu mă încurc. Și acum o să lucrez, deci, unde m-am oprit, cu acea parte continui. Deci, iată, eu m-am oprit aici. Așa fac un unghi de lanț. Întorc și realizez, uitați, un punct scurt sau un piciorul scurt în vârful evantaiului. Deci eu continui să scad. Deja mai departe merg cu rapoartele complete până când ajung la final de rând. Și la final de rând voi încheia cu un piciorul scurt. Finalul, deci este aici. Și respectiv, aici este zona de umăr alături de mână, de braț, da? Și atunci aici mereu o să fie drept. Iar aici este mijlocul, este faza sau una din părțile de colteului și o să continui să scad aici până când ajung cu lățimea optimă pentru umărul meu. Deci dacă eu inițial am avut 8 evantaie, eu trebuie undeva să scad până când o să ajung cu 4 evantaie complete și câte un picior scurt de o parte și de cealaltă. Iar scăderile se fac, iată, așa cum v-am arătat, treptat. Și am să continui să lucrez așa până când deja obțin înălțimea aici necesară, deci până când ajung la umăr. Deci am continuat să scand. Uitați, acesta este sectorul unde am scăzut până am ajuns la 5 evantaie. 1, 2, 3, 4, 5. În următorul rând vor fi doar 4 evantaie complete și acele elemente pentru margină de rând. Vedeți aici, această parte este dreaptă. Asta se datorează faptului că într-un rând, în ultimul ochi, lucrez 3 piciorușe duble, în următorul piciorul scurt. Un ochi de lanț, piciorul scurt. 3 piciorușe duble, un piciorul scurt. Și astfel obținem o margine dreaptă. Și aici deja, după ce finalizăm cu scăderile, o să mergem drept și de o parte și de cealaltă, pentru că mai am să lucrez până când ajung la umăr. Deci părțile din față sunt gata, după cum se vede, și acum eu lucrez la spate. Spatele îl lucrăm mult mai simplu, pentru că nu mai presupune acele manipulări pentru a decolta. O să facem un mic decolteu abia la final, deci fiecare dintre voi deja știe câte motive trebuie să aibă pentru o linie de umăr. Respectiv pentru spate, lucrăm un rând sau două, numai cu acel număr de motive, adică numai cu spațiul pentru un umăr. Și unim cu partea din față, după care iarăși lucrăm un rând, două pentru umăr și unim cu cealaltă parte. Deci o să unesc cu croșeta, o să întorc proiectul pe dos, așa cum facem noi de obicei, și o să fac piciorușe scurte cu urechiușele interioare doar. Nu știți să faceți asta, faceți oricare altă metodă pentru a uni două părți. Și partea de corp a acestui proiect va fi gata. După cum vedeți, lucrăm marginile drept. Deja v-am explicat cum se obține această modalitate. Da, important, uitați. Aici este o zonă a subbrațului, deci eu am început spatele dintr-un ochi alăturat. Și am făcut 3 piciorușe duble, după care deja am mers cu elementele în mod normal. Așa am la început de rând și exact la fel am și la final de rând. Deci părțile nu încep din același ochi, sunt din ochiuri alăturate. Iar pentru mărimi mai mari, deci X, S și S, merge cu așa variantă. Restul trebuie să lăsați locuri libere la subbraț, cât să lăsați, iarăși trebuie să vă măsurați, să știți exact toate dimensiunile. Pentru a lucra mâinica, vin aici la subbraț. Vedeți, așa arată spațiul viitoare mâinii și așa arată acele tivuri despre care v-am zis. Asta este partea de față. Vedeți cât de drăguț, și partea de dos. Pentru a avea un astfel de rezultat, trebuie să fiți foarte atente când realizați aceste tivuri, să nu le faceți mai strânse decât
este articolul și nici mai larg. Da? Trebuie să fie în aceeași tensiune cu lucrul. Acum prind firul aici la sub braț și respectiv în acest spațiu revine un picioruș scurt din desen. Da? Sunt pe partea de față. Și sar două spații cum ar veni și lucrez grupa din desen. Că până la urmă nu e nimic extraordinar aici. Da? Repetăm desenul, este tot aceeași manieră de lucru sau modalitate. Lucrăm circular, orând pe față, orând pe dos. Deci în situația mea este posibil să încep să lucrez din start circular. Voi dacă ați lăsat locuri libere la sub braț, atunci va trebui să lucrați dus întors câteva rânduri, apoi veți închide în cerc și veți continua circular. Și continui cu elementele desenului. Este foarte important atunci când le repartizăm să nu le lucrăm prea des, pentru că atunci pur și simplu nu va avea o așezare corectă. Și nici prea largi. În situația în care nu vă doriți o mânică bufantă sau foarte largă, atunci nu e nevoie să le lucrați prea des, pentru că vor fi valuri. Și continuăm. O să finalizez cu un punct alunecat exact aici, în primul element, o să întorc pe dos și o să continui desenul. Așa, deci ce mai ține de mânică? Mânicile au fost croșetate în formă dreaptă, un pic mai largi decât ar fi trebuit, așa încât să am o variantă de semifelinar, pentru că nu sunt foarte voluminoase. Și ca să păstrez acest efect, deci am lucrat până aproape de lungimea necesară. Vedeți că între timp am adăugat și culoarea negru, vedeți, câteva rânduri. Deci am lucrat un rând cu o culoare, un rând cu altă culoare. Ulterior aici am procedat în felul următor. Deci am început să fac evantaiele din câte 4 piciorușe duble, nu din 5. Și atunci când trebuia să lucrez piciorușul scurt, îl lucram între piciorușul 2 și 3, da? Chiar între ele. Am lucrat câteva rânduri, ulterior am schimbat croșeta pe una de 2,5 mm și am croșetat două rânduri din piciorușe scurte și evident am făcut și scăderi ca să obțin rapid acea mărime de care eu aveam nevoie pentru partea de final a acestei mânici. Scăderile astfel au fost în fiecare ochi ca să pot să obțin rapid această îngustare. În rest, iată efectul pe care mi l-am dorit și care, de fapt, l-am și obținut. Combinarea asta de culori este opțională. După ce am realizat mânicele, am mai probat încă o dată și abia la final am trecut la prelucrarea acestui decolteu frumos. Cum se lucrează? Deci am făcut mai întâi câteva rânduri din semi-piciorușe duble. În fiecare rând, când ajungeam aici în mijloc, făceam câte o scădere. Deci lucram un semi-picioruș dublu din două ochiuri, în fiecare rând. Se poate întâmpla să aveți nevoie să faceți aceste scăderi, posibil peste un rând. Deci nu este o formă aici concretă, dar fără scăderi nu putem lucra. Asta este clar. Și am lucrat câteva rânduri. Ulterior am adăugat culoarea negru și am realizat aceste bobițe care mie îmi plac foarte mult și care și vouă vă plac, de altfel, văd după comentarii. Sunt aceste două piciorușe duble lucrate cu același vârf. Deci într-un ochi lucrăm aceste elemente, în altul piciorul scurt. Deci este modelul de la puloverul turcoaz. Eu foarte des folosesc aceste elemente acolo unde cred eu că ele merită să fie folosite. Și ultimul rând este din semi-piciorușe duble, deja cu culoarea de bază, vedeți? Îmbinarea de rânduri este la spate, asta este partea de dos, se vede aici, partea de față e bine, aici am încă un capăt de fir pe care trebuie să-l tai. Și respectiv aici, la prelucrare, puteți să folosiți și elastic, da? Deci să lucrați relieful sau orice altceva. De asta și am potrivit acest decolteu din start să fie mai adânc, ca să pot mai apoi să-l prelucrez atât cât îmi trebuie mie, dar și în același timp să păstrez decolteul, ca să nu ajung să fiu la baza gâtului cu el, că atunci nu mai are rost să lucrăm un decolteu în V. În partea de jos ce am folosit? În partea de jos am folosit un model deosebit, care arată foarte bine pe această combinație, pe acest tip de fir, când avem combinație între bumbac cu acril,
Și această bordură a fost arătată pas cu pas la bluza Ionela. Intrați acolo și vă uitați cum se lucrează. Avem aici un relief pe față și două grupe din X-uri, din piciorușe duble încrucișate. Pentru a o întări această bordură, pentru că firul este foarte fin, am folosit mai întâi un rând din piciorușe duble, după care un rând din puncte alunecate. Și gata, am scăpat de efectul ăsta, pentru că ea se rula, fiind un fir moale, fin, ea se rula. Și ca să o întăresc, deci am recurs la acest procedeu. Toate rândurile acestei borduri au fost lucrate pe față. Aici am lucrat un rând pe față, un rând pe dos. Tocmai de asta și arată atât de frumos bobițele, pentru că ele sunt lucrate pe dos. Și la mânică am lucrat așa cum am lucrat partea de corp. Un rând pe față, un rând pe dos. Și iată, minunea asta de bluză este gata. Eu sunt foarte încântată de rezultat. Printre altele, a ieșit și mai frumoasă decât mi-am imaginat eu din start. Și pentru ea, eu în total am folosit 420 de grame de fir, dintre care 40 de grame este acest negru. Firul de bază este bumba cu acril și acesta negru de asemenea este bumba cu acril. În acesta, deci nu mai țin minte metrajul, pe când la acesta de bază avem în 100 grame 400 metri. Și eu am folosit din firul de bază 380 de grame de fir, deci pentru un nas. Sper să vă placă și să o lucrați această bluză alături de mine. Eu abia aștept să o port. Sunt foarte fericită atunci când lucrez ceva și iese super tare. Cred că acest sentiment este comun și pentru voi. Fiecare proiect presupune efort, presupune muncă, concentrație și multe, multe alte lucruri. Și atunci când reușim, este o bucurie nemaipomenită. Vă doresc să puteți realiza ideile voastre, să le puteți transpune în viață, așa încât să aveți în rezultat proiecte pe care să le purtați cu drag și bucurie. Toate bune vă doresc și vă zic pe curând. Pa, pa!